Alocațiile pentru copii primite din străinătate se dovedesc a fi la mare căutare printre vasluieni. Mai ales în ultimul timp, cel puțin, oricum, numărul acestor solicitări privind prestațiile europene s-a mărit destul de mult. Dacă mi-aduc bine aminte, deja în această lună sau la această dată depășim totalul de pe anul trecut. Sunt în momentul de față cam 570 de solicitări privind prestații europene. Vreo 10 din ele sunt încă în lucru, restul sunt rezolvate. Din țări precum Germania, Belgia, Anglia, Islanda sau Austria vin lunar în județ sute de alocații. Asta dovedește odată în plus că vasluienii au învățat care sunt drepturile lor. S-ar părea că ori fluctuația a crescut, atât cei care vin, dar și cei care pleacă. Și poate, sau mare parte din ei au început să afle cam ce drepturi au la nivelul Comunității Europene și încearcă să le obțină. Mulți n-au știut modalitatea reală, concretă, și s-au amânat foarte multe solicitări de acest gen, dar acum s-ar părea că s-au pus la punct cu legislația și solicită drepturile. În unele țări, alocațiile pot ajunge și până la 300 de euro pe lună, cum este cazul Belgiei. Italia oferă ca alocație pentru copii suma de 80 de euro, iar statul român doar 10 euro lunar.